Bună seara, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune Teologia în Actualitate. Avem o temă specială, o ediție specială în această seară. Tema noastră este Educația Teologică Baptistă în Sărbătoare. Am ales tema aceasta pentru că anul 2021 este un an care marchează un secol de existență a Educației Teologice Baptiste în România. În 1921 se înființa Seminarul Teologic Baptist la Buten, astăzi Institutul Teologic Baptist, mutat la București, care are privilegiul să sărbătorească 100 de ani de călăuzire și credincioșia lui Dumnezeu față de a păstra formarea slujitorilor în România vie de-a lungul celor 100 de ani. În această seară, invitat special și cumva normal pentru această ediție este domnul conferențiar universitar doctor Daniel Mariș, rectorul institutului. Vă spun bună seara, bine ați venit. Bună seara și bine v-am găsit. Este un moment important pentru institut, anul 1921 și 2021, ci aceste două repere nu le pierdem din vedere. Dacă înainte de a intra în discuția despre ce înseamnă anul 2021 pentru Institutul Teologic Baptist din București, dacă vreți să ne oferiți câteva repere istorice, așa foarte scurt, pentru cei care poate nu știu ce s-a întâmplat în perioada celor 100 de ani. Da, cu mare plăcere. E anul centenar, un an în care, așa cum ați spus, celebrăm un secol de har în educația teologică baptistă din România. 1921 a fost anul de început al Institutului, foarte aproape de anul în care a fost înființată și Uniunea Baptistă din România. La acea vreme, conducătorii Uniunii Baptiste au avut viziunea aceasta extraordinară de a începe o școală de misiune în care să fie echipați pentru slujirea în bisericile baptiste tineri lucrători care simt chemarea din partea lui Dumnezeu pentru lucrare. În perioada 1922-24, trebuie să spunem că în 21 seminarul a fost înființat la Buten, în județul Arad, unde, sigur, numărul baptiștilor în perioada respectivă era foarte mare și între anii 1922 și 24 s-a cumpărat terenul și au fost construite clădirile din București, din strada Berzei, numărul 29. Obișnuiesc să spun, de câte ori am ocazia în bisericile pe care le vizitez, că cea mai cunoscută adresă a baptiștilor din România și una din cele mai vechi este strada Berzei numărul 29. Foarte mulți frați de-ai noștri, nu doar studenți și absolvenți, au poposit măcar o dată în viață când au venit în București cu diferite probleme pe strada Berzei la Institutul din București sau seminarul de altă dată. În anul 1925 a fost promulgată legea învățământului particular și atunci a fost creată baza legală pentru funcționarea seminarului a educației teologice. În 1929, într-o viziune cu totul deosebită, cei care conduceau cultul baptist și seminarul de atunci au înțeles că e importantă și deschiderea unei școli de misiune pentru fete. Așa se face că încă din 1929 a fost înființată o școală de misiune pentru fete, majoritatea dintre ele slujind în bisericile din țară, în activitatea cu surorile, în activitatea cu copiii sau pe câmpul de misiune. A venit al doilea război mondial și în perioada 1942-1944, în urma efectelor legii și a dispoziției guvernului Antonescian, toate proprietățile cultului baptist au fost confiscate, inclusiv clădirile seminarului, pentru a fi retrocedate după 23 august 1944. După care a urmat o perioadă destul de delicată, dificilă, o perioadă pe care am traversat-o mulți dintre noi, o parte din această perioadă, perioada comunistă, cu foarte multe restricții, cu foarte multe opreliști, dar în care seminarul a avut o continuitate, a funcționat, chiar dacă la un moment dat cu un număr foarte restrâns de studenți și de cadre
profesorale, de cadre didactice. La un moment dat erau 4 studenți admiși în fiecare an, un număr maxim de 16 studenți. Pentru ca anul 1990 să fie o bornă importantă în istoria țării noastre și, sigur, în istoria Institutului, când seminarul a avut posibilitatea să solicite recunoașterea din partea guvernului de atunci ca instituție de învățământ superior. A fost recunoscut ca institut de grad universitar printr-un decret guvernamental, iar în 1991-92, printr-un parteneriat cu Uniunea Baptistă și Universitatea din București, s-a înființat și Facultatea de Teologie Baptistă din cadrul Universității București, facultate în care profesorii care predau disciplinele de teologie erau profesorii de la institut. Anul 2005, după o perioadă lungă de pregătire pentru acreditare definitivă, a fost anul în care institutul a fost acreditat prin lege și, foarte interesant, același an a fost și anul în care institutul a lansat un program de învățământ la distanță, acreditat provizoriu inițial, pentru ca în 2012 să fie acreditat definitiv. Cam acestea sunt câteva din reperele istorice. Mulțumim. Care sunt evenimentele care vor fi organizate cu prilejul aniversării celor 100 de ani? Cu siguranță că vom avea mai multe evenimente aniversare în acest an. Am planificat împreună cu colegii noștri și cu bisericile din țară mai multe evenimente aniversare, dar voi puncta 2 dintre ele care sunt foarte importante și de reținut ca și dată. Un eveniment major va fi în a doua duminică din luna iulie, organizat chiar la Buteni, acolo unde a avut loc început sau locul de care se leagă începuturile institutului, ale seminarului de altă dată. La Biserica Baptistă din Buteni am dorit să organizăm serbarea de absolvire pentru promoția 2021. Pentru cei care ne urmăresc, aș vrea să le spun că cel puțin în ultimii 30 de ani a devenit un fel de tradiție a seminarului, a institutului, ca absolvirea să aibă loc în biserici din țară, din întreaga țară, în diferite biserici în cadrul comunităților baptiste, după un principiu destul de simplu. Acolo unde unul dintre absolvenți este invitat să slujească ca păstor, biserica respectivă face invitația institutului și împreună cu studenții din anul 4, absolvenții, răspundem și stabilim locul în care are loc absolvirea. Și astăzi îmi aduc aminte cu plăcere de anul 1993, când promoția noastră de atunci a sărbătorit absolvirea la Biserica Baptistă Speranța din Arad. În fiecare an, așa cum spuneam, deci în diferite biserici din țară, suntem invitați și avem bucuria să sărbătorim împreună cu biserica evenimentul acesta al absolvirii, pentru că noi considerăm că chemarea noastră cea mai importantă este să lucrăm împreună cu bisericile la creșterea unor noi generații de slujitori. Al doilea eveniment major va fi în luna octombrie, în a doua duminică a lunii octombrie, când, cu ocazia deschiderii anului universitar, vom organiza la București un eveniment care să marcheze cei 100 de ani de la înființarea seminarului, respectiv Institutului Teologic Baptist din București. Într-o paranteză pot să spun, pentru cei ce vor fi interesați să citească istoria de 100 de ani a Institutului, vor constata că marea majoritate a serbărilor de deschidere a anului universitar au avut loc la Biserica Baptistă Golgota din București. Biserică, una din cele mai vechi biserici din această parte a țării, de fapt prima biserică baptistă română din București, înființată în 1912 și care l-a avut ca pastor, păstorul care a înființat această biserică a fost Constantin Adorian, cel ce avea să devină și primul
director de seminar. Așa se face că de-a lungul timpului, între Biserica Baptistă Golgota și seminar și institut, a fost o foarte strânsă legătură, multe din sărbătorile institutului desfășurându-se în Biserica Golgota. Deci am putea spune că pe scaunul rectoratului, fiind rectorii de la Biserica, din Biserica Golgota, da, o contribuție importantă a Bisericii Golgota la activitatea institutului. Cu siguranță vor fi nu doar proiecte în forma unor evenimente publice, dar sunt planificate și anumite proiecte editoriale. Care sunt aceste proiecte editoriale pe care institutul intenționează să le realizeze? În acest an am decis împreună cu colegii din Senatul Institutului să dedicăm amândouă numerele Jurnalului Teologic, revista științifică a Institutului Teologic Baptist. Ele vor fi dedicate centenarului și atât cadrele didactice, cât și parteneri sau colaboratori ai Institutului care doresc să publice în cele două numere se vor focaliza în primul rând pe acele aspecte legate de sărbătoarea de 100 de ani. Apoi intenționăm și avem în proiect realizarea unui album istoric la cei 100 de ani, un album în care să putem surprinde evenimente importante și inedite din istoria de 100 de ani a Institutului Teologic Baptist, un album care să reflecte și prin imagini, sau mai mult prin imagini, dar și prin text, etosul acestei școli dezvoltat în toți acești ani. Și pe lângă acest album aniversar, ne propunem să realizăm și un volum istoric împreună cu colegii profesori și colaboratorii noștri, un volum istoric în care să surprindem anumite aspecte legate de tot ceea ce înseamnă istoria educației teologice în cei 100 de ani de existență. De Jurnalul Teologic avem album și va fi și un volum istoric. Am înțeles că a mai fost scos un volum despre viața seminarului baptist. Da, este vorba de volumul la care au lucrat doi frați de-ai noștri. Unul dintre ei este absolvent al Institutului Teologic Baptist din București. Este vorba de Daniel Stoica, care păstorește biserica din Buteni. Iată ce interesant că Dumnezeu, în providența lui, a făcut în așa fel încât în anul acesta centenar, păstorul bisericii din Buteni, pasionat de istorie, să dorească să scrie despre istoria seminarului împreună cu un alt păstor baptist, cu pastorul Vasile Bel. Acest volum reflectă și prezintă, sigur, folosind surse pe care autorii le-au găsit în arhive, apelând la chiar la conversații cu absolvenți din diferitele promoții ale Institutului, aspecte importante și interesante din istoria de 100 de ani a Institutului. În evenimentele acestea care vor fi, aveți în vedere să invităm și absolvenți din generațiile cele mai vechi, să spunem așa, și dacă mai există dintre primii absolvenți încă în viață, unii care mai sunt încă în viață și... Da, unii au ajuns la venerabila vârstă de 90 de ani și ne-am propus un videoclip de prezentare a istoriei Institutului pe care l-am intitulat 100 de mărturii la 100 de ani și acolo am dorit să avem cât mai multe din mărturiile absolvenților, a celor mai în vârstă dintre absolvenți, care cu siguranță vor aduce o perspectivă deosebită asupra ceea ce a însemnat experiența lor în anii de studiu la seminarul din București. Cu siguranță că cele mai vechi mărturiile vom avea de undeva din perioada de după cel de-al doilea război mondial, când a fost reluată
activitatea la seminarul din București și într-o perioadă în care restricțiile n-au venit așa dintr-o dată. A fost o oarecare perioadă de relaxare după care regimul comunist a apăsat foarte mult și a intervenit cu restricții majore, aș spune eu, în istoria școlii. Unul dintre cei mai longevivi absolvenți ai Institutului a fost fratele Pit Popovici. Dânsul nu mai este în viață, domnul l-a chemat acasă, dar dânsul a atins aproape vârsta de 100 de ani. 100 de ani. Sau a fost 100. Am împlinit 100 de ani, am avut fericita ocazie și bucuria să particip la Congresul Asociației Bisericilor Baptiste din Statele Unite și Canada, Bisericilor Baptiste Române. În acel congres, fratele Pit a fost sărbătorit și am avut onoarea să ofer din partea Institutului o plachetă deosebită pentru slujirea dânsului și pentru impactul pe care l-a avut în slujirea din Bisericile Baptiste Române de aici, din România și din diaspora. Știm foarte bine că după ce a emigrat în Statele Unite, împreună cu fratele dânsului, Alexa Popovici, care a fost și directorul seminarului, amândoi au făcut enorm de mult pentru lucrarea Evangheliei din România, prin programele transmise la radio, prin ajutoare trimise în țară și, în mod special, printr-o viziune pe care Domnul a legat-o de inima fratelui Pit de a ajuta păstorii și bisericile din zonele rurale și mai sărace din punct de vedere spiritual din România. Pasiunea lor pentru seminar și pentru lucrarea de la seminar au transmis-o mai departe celor din familia lor și bisericilor în care dânși au slujit. Ce alte proiecte ați menționat? Cele două evenimente, evenimentul la Buten, evenimentul la București, cumva doi piloni importanți pentru această istorie de 100 de ani. Institutul a fost găzduit la Buten, mutat la București. Am vorbit despre anumite publicații care vor fi realizate anul acesta, ce alte evenimente. Vom mai avea un eveniment important la sfârșitul lunii mai, între 27 și 29 mai, când vom organiza la București o nouă conferință națională pentru păstorii și liderii de tineret din România, în parteneriat cu Departamentul de Misiune al Uniunii Baptiste din România și cu organizația Youth Ministry International, cu care de câțiva ani de zile avem aceste conferințe pentru lideri de tineret și păstori de tineret. Chiar și anul trecut, în condiții de pandemie, am organizat această conferință exclusiv online, dar spre bucuria noastră, probabil că și tema a fost atractivă, net compromis, fără compromis în Babilonul virtual. Am avut aproape 200 de participanți la conferință. Ne dorim ca în acest an, la conferința pe care am intitulat-o Viitor dincolo de incertitudinile pe care le trăim în prezent, să avem tineri din bisericile noastre și lideri de tineret. Sigur că în funcție de cum se vor derula lucrurile în perioada următoare din punct de vedere al pandemiei, noi ne gândim să organizăm această conferință față în față, respectând restricțiile pe care le avem la momentul acesta de distanțare și norme de igienă și în același timp să transmitem sesiunile plenare și lucrările de pe ateliere în direct, în așa fel încât cei care nu vor putea fi prezenți fizic și vor dori să participe, să poată să participe la fel ca și anul trecut. Deci acesta este un eveniment important care se înscrie în seria de evenimente legate de centenar și din punct de vedere al proiectelor care țin de sărbătoarea aceasta deosebită, mai avem un proiect și amenajarea capelei muzeu a Institutului Teologic Baptist. Sunt foarte multe documente, de asemenea imagini din istoria celor 100 de ani și
Ne dorim din toată inima ca să reușim să amenajăm această capelă-muzeu și să renovăm, să începem un proces de renovare a clădirii în care se află capela-muzeu. Acesta ar fi un alt proiect în care ne implicăm în acest an centenar. Proiecte interesante și cumva conservarea dovezilor istorice cred că este un lucru important nu doar pentru această școală, dar cred că e important pentru baptiști în România, pentru că oricât am încercat să ștergem anumite etape ale istoriei baptiștilor, institutul a avut un rol definitoriu în formarea teologică și pentru slujire a păstorilor din România. Care credeți că au fost secretele longevității educației teologice baptiste în România? 100 de ani nu sunt puțini, unii și-ar dori să fie parte, să existe de mult timp. Știm, frații creștini după Evanghelie, frații pentecostali au încercat să aibă școli teologice, nu s-a reușit decât mai târziu. Am avut harul ca noi să avem o școală teologică. Care credeți că sunt aceste secrete ale longevității? Sigur că răspunsul la această întrebare e mai amplu. Dacă aș da un răspuns care poate suna teoretic și o să înțelegeți de ce, aș spune în primul rând excelența în educația teologică. Și o să-mi spuneți, bun, putem vorbi de excelență în condițiile de restricții pe care le-am traversat în perioada comunistă și eu aș spune da, pentru că în acea perioadă s-au distins dintre cei care s-au implicat în educația teologică bărbați chemați de Dumnezeu care să se dedice pregătirii la nivel universitar. Toți au absolvit studiile superioare, iar apoi după teologie au făcut și doctoratul. Așa se face că la momentul în care seminarul în anul 1990 a aplicat pentru recunoașterea ca instituție de învățământ superior, n-am avut nicio problemă pentru că aveam raportat la numărul de studenți, numărul de profesori universitari. Și profesorul dr. Ioan Bunaciu și profesorul dr. Vasile Talpoș aveau deja o perioadă de vechime în învățământ cu doctoratul luat și gradul didactic de profesor la care se calificau. De aceea cred că putem vorbi, dacă vorbim de longevitate, putem vorbi în primul rând de ceea ce înseamnă această excelență în educația teologică. Sigur că poate suna pretențios lucrul acesta, dar când spun asta mă gândesc nu doar la resursa umană și la cei care au condus școala aceasta în cei 100 de ani de zile, mă gândesc aici și la profesorii care au făcut parte de-a lungul timpului din echipa de profesori, mă gândesc aici și la baza materială, să recunoaștem că în urmă cu 100 de ani asta însemna ceva pentru România acelor vremuri și pentru Uniunea Baptistă. Parteneriatul nostru cu Convenția Baptistă de Sud, care a fost alături de noi încă de la începuturi, a însemnat enorm de mult și cred că din acest punct de vedere s-a putut vorbi și de o excelență în ceea ce însemna baza materială. Ca să nu mai spun de o excelență în ceea ce înseamnă guvernanța, adică știm că atâta vreme cât ești responsabil față de cei ce te-au înființat ca școală, ai asigurată o longevitate și o continuitate. Eu cred că secretul stă și în această responsabilitate de-a lungul anilor a celor care au slujit în această școală față de Uniunea Baptistă din România, care a avut viziunea înființării acestei școli, și față de bisericile baptiste din România, care au susținut această școală și în cele mai grele vremuri. Când n-au putut trimite bani, au fost biserici de la țară care au trimis alimente, care au făcut strângeri de alimente și au trimis la București ca să susțină cantina și să susțină lucrarea de la institut. Putem vorbi sigur de excelență în ceea ce înseamnă pregătirea studenților și în ideea de a
vedea că pregătirea lor trebuie să treacă dincolo de granițele campusului, pregătirea lor să depășească ceea ce înseamnă campusul universitar, care înseamnă enorm de mult informarea lor, dar în contextul mai nou în care am fost nevoiți să ne adaptăm vremurilor și să putem începe cu mare curaj, spune eu, învățământul online, să fim poate chiar între pionierii programelor de învățământ la distanță în teologie. Din câte știu, a fost primul program de învățământ la distanță în teologie acreditat în România. Asta înseamnă enorm de mult. Deci, din acest punct de vedere, aș spune că în toți acești ani, acesta a fost un secret al longevității. Dacă ar fi să dau răspunsul care să sune și spiritual, atunci aș spune ceea ce unul din profesorii și conducătorii școlii spunea la foarte multe serbări de absolvire. El obișnuia să citească din Psalmul 124, un psalm al lui David, care spune așa: de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, s-o spună Israel acum. Profesorul Bunaciu obișnuia să spună la sărbătorile astea și mai avea o vorbă pe care o adresa celor mai tineri dintre profesorii care au început să predea la seminar. Și asta m-a ajutat să înțeleg poate și secretul longevității. El spune așa: să nu uitați niciodată că la venirea Domnului seminarul va fi sau nu va fi, facultatea va fi sau nu va fi, dar biserica va fi. Asta înseamnă că atâta timp cât o instituție teologică este legată de biserica care a înființat-o și care o slujește, poate să se gândească la longevitate și poate să se gândească la dezvoltare. Ați vorbit despre excelență academică și nu sunt sigur, nefiind profesor de istorie baptiștilor, dar cei mai mulți dintre directorii, rectorii Institutului Teologic Baptist din București au făcut o pregătire în ce privește studiile doctorale în străinătate. Nu știu dacă sunt corect în apreciere, că încerc să-mi aduc aminte dacă e corect afirmația mea. Așa este. Vorbeam de primul director de seminar, Constantin Adorian, a fost educat la Seminarul Teologic din Hamburg. El acolo și-a făcut educația teologică. După el, Socaciu Ioan a fost student în Statele Unite, acolo și-a făcut studiile de master în Louisville și s-a pregătit în domeniul teologiei. Apoi a urmat, sigur, cu pregătirea în străinătate, profesorul Vasile Talpoș, care tot la Louisville, după o perioadă mai lungă de timp, în anii 80, și-a făcut studiile doctorale. Alexa Popovici a studiat în România și a luat doctoratul aici, la fel ca și profesorul Bunaciu, dar așa cum ați remarcat, toți au avut aceste studii la nivel de doctorat în momentul în care au preluat conducerea institutului. Deși condiția, nu știu dacă pe toate perioadele istorice exista o condiție fundamentală ca ocuparea poziției de conducere a institutului să fie făcută de către cineva care avea doctoratul, dar cu toate acestea remarcăm dorința celor care s-au aflat în fruntea acestei instituții să cunoască mai mult, să se pregătească, da. Și cumva nu este o invenție acum post-revoluționară că trebuie să ai doctoratul, ci pentru ei doctoratul însemna muncă, pregătire, sacrificiu, dezvoltare, sacrificiu, și pentru că înțeleg că de-a lungul istoriei noastre ca și baptiști a fost și momente în care au existat atitudini anti-intelectuale, ce doctorat, ce doctor în teologie, ce avem nevoie de aceste lucruri. Cu toate acestea vedem că ei au parcurs studii doctorale și acest lucru din perspectiva nu a unor diplome, ci a dorinței de a cunoaște mai mult. Eu cred că aceasta până la urmă le-a dat și seminariștilor de altă dată această viziune de a încuraja tinerii și, dacă bine mi-aduc aminte, anii 70 au fost ani în care tineri din bisericile baptiste se îndreptau spre
studiile universitare, acolo unde, sigur, erau acceptați, că nu puteai studia oriunde, la orice universitate și orice program de studii în România comunistă, dar foarte mulți în anii 70 mergeau fie spre inginerie, fie spre medicină sau muzică. Deci existau domenii în care se puteau echipa, se puteau pregăti la nivel universitar. Și eu cred că deschiderea aceasta spre educație, până la urmă, a adus în contextul bisericilor baptiste din România și ideea aceea de a transfera ceea ce tu ai dobândit către generația care vine după mine. Un principiu al uceniciei pe care l-am văzut, l-am trăit eu personal, chiar înainte de a ajunge să studiez la institut, în ceea ce însemna formarea și echiparea în grupuri mici de ucenicie. Și poate de remarcat este și faptul că toți acești profesori au dus o muncă și de asigurare de resurse prin contribuții proprii, scrieri de cărți și prin traduceri, care iarăși cred că este de remarcat în... Cu siguranță. În producția de, hai să spunem, cărți de teologie autohtonă, sigur că cei care au avut pregătirea necesară și au avut și posibilitatea să publice, au făcut-o. Cele mai multe, sigur, au fost publicații după 1990, dar și înainte de 1990 au apărut diferite cursuri care au fost publicate într-un tiraj mai restrâns, dar existau cursuri de teologie. Fiecare școală are un specific și așa cum poate două biserici nu seamănă, la fel școlile nu se aseamănă, fiecare școală are un etos al ei, are un model educațional pe care îl promovează, model care poate nu apare imediat, se dezvoltă în timp, care credeți că sunt principiile fundamentale specifice educației teologice baptiste în România? Dacă mă gândesc din perspectiva celor 100 de ani de educație teologică la Institutul din București, am vorbit deja despre un anume etos care s-a format în toți anii aceștia. Eu cred că el este foarte bine exprimat în mesajul pe care noi îl avem afișat și pe site-ul Institutului, ca un fel de logo, formare pentru slujire. Și dacă mă duc în urmă la decizia pe care au luat-o cei din conducerea, frații noștri din conducerea cultului baptist, care atunci când s-a înființat seminarul în 1921, au înțeles importanța formării și pregătirii tinerilor care aveau o chemare specială de la Dumnezeu pentru slujirea ca păstori și predicatori în bisericile baptiste. Deci aș sublinia aspectul acesta al chemării. Bisericile i-au identificat, i-au observat pe tinerii care erau dornici să studieze și să se pregătească și au fost cele care au recomandat pentru pregătirea la institut, iar perioada de 4 ani a însemnat o formare pentru slujire, dar nu doar una la nivelul cunoștințelor academice dobândite sau a unor deprinderi, să zic, de slujire, ci mai ales la formarea caracterului slujitorilor. Și eu cred că dacă ar fi să ne gândim la un principiu specific care este legat de educația teologică în Institutul din București, atunci acesta este reflectat în ceea ce noi numim formarea pentru slujire și o conducere prin slujire. Cred că asta s-a transmis de-a lungul timpului. Cei care au absolvit seminarul cu ani în urmă, cu siguranță că își aduc aminte de sectoarele pe care le-au făcut, de slujirea pe care au făcut-o la cantină, de faptul că au trăit într-o comunitate în care au învățat să se slujească unii pe alții și s-au echipat pentru slujirea celor din biserici și, sigur, și a celor din afara bisericii. Deci conceptul acesta de slujire este mai larg decât ocuparea unei poziții în biserică,
decât doar slujbă pastorală, ci înțelegeți mult mai larg conceptul. Cu siguranță. Dacă în 1929 s-a format acea școală de misiune pentru fete, ne dăm seama că deschiderea pentru educația și formarea și pregătirea pentru slujire era mult mai extinsă decât strict pentru cineva care dorea să fie păstor sau predicator. E adevărat că în toți acești ani în Institutul din București s-au pregătit în mod special păstorii pentru bisericile din țara noastră și au fost echipați pentru slujirea pastorală și de predicare. Dacă sunt recunoscuți absolvenții noștri într-un anume fel de bisericile din țară sau diaspora unde slujesc, cu siguranță că amprenta aceasta a formării lor ca predicatori și păstori se poate vedea destul de ușor. Ce alte slujiri credeți că ar putea să împlinească cineva care ar termina sau a terminat, că de fapt nu, cred că toți absolvenții poate au intrat într-o slujire pastorală. Ce alte slujiri ar putea să folosească prin cu studiile pe care le-au parcurs? Cu siguranță că și unii dintre ei deja sunt implicați în slujiri care le-am numit la un moment dat într-un curs introdus de noi cu câțiva ani în urmă, slujiri speciale. Unii dintre ei sunt implicați în slujirea persoanelor cu dizabilități, alții sunt implicați în slujirea într-un orfelinat sau într-o casă de bătrâni, alții pot să slujească foarte bine într-un departament al lucrării cu tineretul, alții sunt dedicați unei slujiri pe câmpul de misiune și chiar unul din cursurile recente care au fost inițiate în parteneriat cu Colegiul All Nations de la Londra, este un curs de pregătire pentru misiune transculturală. Ori dintre ei, probabil că unii vor fi chemați la o astfel de slujbă de misiune, alții la slujba de a planta biserici în locuri în care nu există biserici creștine, probabil, în anumite părți ale lumii, sau chiar în zone din țară neevanghelizate. Deci, din punctul ăsta de vedere, aria de domenii de slujire este destul de largă. În perioada aceasta a celor 100 de ani, am văzut că Institutul a avut porțile deschise mereu, cu excepția anilor în care, prin decretul lui Antonescu, a fost restricționată activitatea Institutului. Există o tendință în școlile teologice din întreaga lume și dacă toți suntem la capitolul acesta, chiar dacă suntem la sărbătoare și discutăm de sărbătoare, există parcă o tendință de a scădea numărul celor care doresc să se implice în studiul teologiei, probabil și din perspectiva faptului că cred că doar slujirea pastorală este singura slujire unde ar putea să folosească studiile acestea. Cum ați sau cum priviți această diminuare a numărului studenților în ani, de cursul anilor? Da, este într-adevăr un fenomen global, aș putea să spun. Acolo unde interesul acesta a scăzut foarte mult, au fost programe întregi care s-au închis, probabil și școli care s-au închis. Eu cred că în contextul actual am putea vorbi despre o slujire așa cum o vedem în momentul acesta pe care unii dintre frații noștri o fac, bivocațională. Noi am avut o serie de webinarii în această perioadă a pandemiei, în care împreună cu invitați pe care am avut, am dezbătut exact aspectul acesta al slujirii bivocaționale. Și cred că din ceea ce am constatat în ultimii ani de zile, am văzut că se îndreaptă spre studiul teologiei în programele noastre de la institut, care s-au diversificat și trebuie să spunem că
avem și un program de formare, un centru de formare în cadrul căruia avem acest program de formare. De asemenea, în parteneriat cu All Nations avem programul pentru formarea în misiunea transculturală. Deci tinerii care probabil că au deja o anumită carieră, au o anumită profesie sau slujbă pe care o fac, au simțit nevoia să se echipeze din punct de vedere al educației teologice, tocmai pentru a putea să fie o mărturie mai bună între colegilor de la serviciu sau să slujească în bisericile care s-au înființat de curând în diaspora europeană, de exemplu. Și asta înseamnă că pentru noi, dacă tot am vorbit de excelență în educație, cred că excelența ține și de oarecare deschidere pentru reînnoire, pentru înnoirea curriculumului, pentru introducerea acelor discipline care să vină cumva ca un răspuns la nevoia pe care oamenii o simt și o au la momentul respectiv de a se echipa într-un anume domeniu. Deci aș fi mai optimist într-un fel, chiar dacă în anumite zone sau în anumite aspecte poți să vezi un declin în ceea ce înseamnă interesul față de religie, tocmai pentru că și cei care au chemarea asta la slujbă bivocațională se pot echipa, se pot pregăti ca să facă mai bine slujirea și misiunea în societate. Deci, cu alte cuvinte, acest trend nu este doar în România, pentru că adeseori când cineva ne întreabă câți studenți aveți la institut, ca și cumva ar fi o apreciere a studenții sunt puțini, se întâmplă ceva în România, la Institutul Teologic Baptist din București, ci este un trend care, din păcate, este în întreaga lume, descăderea numărului studenților. Cu siguranță acest lucru nu ne bucură, dar este realitatea cu care noi trebuie să luptăm. E o provocare foarte interesantă, aș vrea să o amintesc aici, chiar a președintelui cultului, lansată către noi și către bisericile baptiste din țară. Ce ar fi să încercăm dacă acum, în prezent, în toate programele noastre și cele de licență, dar și în programele de formare, avem peste 100 de studenți. Provocarea este ca în anul acesta centenar să reușim să motivăm 100 de tineri care să se înscrie într-unul din aceste programe, fie că e vorba de programul de licență la zi sau de licență învățământ la distanță, fie că este vorba de programul de formare pe care tocmai l-am inițiat sau programul de instruire în misiune transculturală. Deci există perspective să avem și ar fi bine să luăm provocarea aceasta. Aș vrea să vă întreb cum vedeți viitorul Institutului Teologic Baptist, ce se întâmplă după 100. Nu știm cât va mai îngădui Domnul, dar după anul centenarului, care este viziunea dumneavoastră cu privire la institut, la dezvoltarea institutului? Dacă ar fi să-mi exprim punctul meu de vedere, cred că nu pot concepe sau n-aș putea să văd viitorul institutului altfel decât legat de viitorul Bisericii din România, a Bisericii Baptiste. Pentru că de felul în care se va dezvolta lucrarea în Bisericile Baptiste depinde și viitorul Institutului Baptist. Câte vreme există această dorință de noire, de revigorare spirituală în biserici. Cu siguranță că de acolo vor fi tineri chemați într-un context al înnoirii spirituale spre slujirea spirituală și probabil și dorința lor de a se echipa pentru această slujire. Deci aș spune că văd viitorul institutului legat, strâns legat de viitorul bisericilor baptiste din România. Pentru că dacă longevitatea sau cei 100 de ani datorăm acestei strânse legături, cred că și relația de viitor ține de această legătură. Dar de asemenea sper și doresc din toată inima ca în următorii ani Institutul Teologic Baptist din București să contribuie la modernizarea învățământului teologic din România prin programe care, așa cum am spus, să promoveze excelența în educația teologică și care să formeze acei slujitori pasionați
pentru extinderea împărăției lui Dumnezeu și echipați în același timp să răspundă provocărilor pe care le aduce societatea de astăzi. Iată, un an care a adus atâtea provocări, un an în care am stat în izolare, un an în care a trebuit să ne regândim întregul nostru sistem de a face slujirea în biserică și un an care a adus atâtea provocări. Cred că în viitor institutul trebuie să fie capabil să contribuie la modernizarea educației teologice și într-un fel să echipeze pe tinerii slujitori să facă față acestor provocări. Deci ați subliniat faptul că pentru noi bisericile baptiste în România și pentru institut un aspect specific al educației noastre este această relație, aș putea să spun, indisolubilă dintre biserică și școală, la care noi ținem atât de mult și, de fapt, viitorul nu poate fi decât împreună în relația dintre biserică și școală, iar ce va fi școala aceasta depinde și de biserici, nu doar de cei care slujesc la institut. Și aici trebuie să mai fac în încheiere o mărturie personală. Majoritatea va trebui să ne uităm cu atenție în istorie, dar cred că toți directorii sau rectorii în perioada în care au slujit în această poziție nu au renunțat la slujirea în biserică. Chiar dacă ea a fost într-o echipă pastorală. Cu alte cuvinte, noi, cei care suntem implicați și în educația teologică, trăim uneori acea tensiune pe care adeseori încercam să le-o împărtășesc și studenților. Tensiunea aceea în care ți-ai dori, când ești la institut, să te dedici cu totul lucrării de acolo, cercetării și așa mai departe. Dar știi că atunci când ești la biserică, parcă ai vrea să fii cu totul acolo. Există o tensiune între ceea ce înseamnă lucrarea din lumea academică și lucrarea din biserică. Însă cele două nu vor putea fi desprinse dacă ne dorim să avem continuitate în ceea ce înseamnă, să spun, valoarea unei școli teologice pentru o comunitate de credincioși, în special pentru bisericile baptiste din România și nu numai. Eu ar spune și pentru bisericile din Alianța Evanghelică, pentru că institutul prin programe și prin programele de formare a fost deschis și pentru alți tineri din cadrul Alianței Evanghelice care au dorit să se pregătească în programe de formare în cadrul institutului. Mulțumim foarte mult pentru faptul că am putut să avem acest dialog și aș vrea să poate un gând așa de final, dacă aveți pentru cei care ne-au urmărit, am pășit de fapt în anul 2021, dar cumva evenimentele legate de centenar se vor derula de aici încolo, dacă aveți un gând pentru cei care ne urmăresc. Cred că l-aș putea sintetiza foarte bine într-un singur verset din Psalmul 100. E un verset care cred că se potrivește acestui moment de sărbătoare. Acolo psalmistul spune că Domnul este bun, bunătatea lui ține în veci și credincioșia lui din neam în neam. În cei 100 de ani, oricum i-am împărțit, dar poate cel mai simplu ne-ar fi să împărțim în decade, pentru că ne va fi mai ușor să vedem cum a lucrat Dumnezeu în fiecare decadă. În toate decadele celor 100 de ani și în toate generațiile, Dumnezeu și-a arătat bunătatea și credincioșia. Și gândul acesta aș vrea să fie gândul cu care să ne despărțim de telespectatorii care ne urmăresc, îndemnându-i să nu uite niciodată că dacă ar fi să rezumăm un adevăr teologic despre Dumnezeu, atunci acesta ar trebui să fie, căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Vă mulțumim celor care în seara aceasta ne-ați urmărit. Am vrut nu doar să fie o emisiune informativă, ci a fost de fapt și o chemare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Dumnezeu a fost credincios și credincioșia Lui s-a arătat inclusiv prin purtarea de grijă acestei instituții de învățământ superior pe care o avem
astăzi în România și doresc să adresăm și o invitație de a fi parte cu toți cei care sărbătoresc cei 100 de ani la Institut. Într-un fel sau altul vă așteptăm să fiți alături de noi. Vă dorim o seară bună, la revedere și pe curând!